Bună ziua și bine v-am găsit la cel de-al optulea laborator de programare Java. Astăzi o să discutăm în special despre fire de execuție. Ca să înțelegem tot conceptul acesta de fir de execuție, e nevoie mai întâi să vedem care e diferența dintre un proces și un fir de execuție. Așadar, ce e un proces? Un proces e o creație a sistemului de operare. Atunci când pornesc un program, acela este un proces, da? O instanță a unui program. Dacă deschid, nu știu, un editor de texte, da? Are un proces în spate. Deschid o aplicație de redare muzică sau un player de filme, la fel. Acela are un proces în spate. Ca și particularitate la nivelul sistemului de operare, fiecare proces are zonă de memorie proprie, adică un proces nu poate să citească date din zona de memorie a altui proces. N-ar fi o problemă de securitate. Vă dați seama ce ar însemna să fac eu un program, deci un proces. Da? Pentru că și atunci când rulăm aplicații Java, acele aplicații Java sunt tot procese, da? Eu când pornesc main-ul, tot ce e în main e un proces. Ok. Și atunci ar fi o problemă gravă, vă dați seama, să fac niște aplicații Java care, de exemplu, citesc date din procesul aframe-ului. Există modalități de comunicare interprocese, se cheamă IPC, Interprocess Communication. Nu sunt scopul acestui laborator sau altor laboratoare legate de Java, doar că trebuie să știți că în mod direct ele nu pot citi din zona de memorie la un proces, nu poate citi din zona de memorie altui proces. Perfect. Și atunci când vorbim de mai multe procese, de obicei vorbim de multitasking, adică executarea mai multor procese în paralel. Lucrul acesta presupune existența mai multor nuclee la nivelul procesorului. Nu pot să fac mai multe lucruri în același timp, doar cu o unitate de calcul. Am nevoie de un procesor multicore, astfel încât să pot executa mai multe, să zic, task-uri, treburi în același timp. Un singur procesor nu poate să facă mai multe lucruri în același timp. Și atunci, în cazul unui calculator cu un procesor single core, da, clasic, acest multitasking, această procesare multiplă de mai multe procese este doar emulată sau simulată, nu este una reală. Calculatoarele noastre, având posibilitatea de a executa la nivelul milioanelor sau miliardelor de instrucțiuni pe secundă, atunci e foarte simplu pentru ele să execute un proces câteva milisecunde, apoi să facă rapid schimbarea către alt proces, să-l execute și pe acela câteva milisecunde, mai departe iarăși se execută un proces câteva milisecunde, da? Și per total, pentru mine într-o secundă, mie îmi creează aparența că s-au executat trei procese, când de fapt s-au executat trei procese în același timp, când de fapt s-au executat trei procese unul după altul, dar s-a făcut rapid trecerea de la unul la altul. Pentru a executa mai multe procese în același timp, de obicei sistemul de operare în spate folosește o coadă circulară, un round robin. Și aici e un exemplu cu mai multe procese care ajung la nivelul procesorului în același timp, da? Arrival time e 0. Ele ajung în ordinea 1, 2, 3 și au o durată măsurată în ticuri. Știți că un calculator are un ceas intern care ticăie. De obicei, de câte ori ticăie pe secundă, se măsoară, dă și rapiditatea procesorului. Numărul de ticuri pe secundă se măsoară în herți, iar calculatoarele noastre au undeva la ordinul gigaherților în prezent. Da? Deci poate să facă kilo 1000, 1 milion mega, 1 miliard giga, da? Undeva la ordinul câtorva miliarde de instrucțiuni pe secundă. Uite, să zicem că avem un proces care durează 3 ticuri, un proces care durează 4 ticuri și un alt proces pe 3 care durează tot 3 ticuri ca și pe 1. Da? Și atunci, zicem că ele ajung în ordinea 1, 2, 3 și atunci ce se întâmplă? Procesorul execută pe 1, da? Pentru un tic, apoi pe 2 pentru un tic, apoi pe 3 pentru un tic. Da? Le-au mai rămas din fiecare, pe 1 mai are de rulat 2, pe 2, 3, pe 3 încă 2. Iarăși rulează pe 1, pe 2, pe 3. Rămân cu 1, 2, 1. Iarăși pe 1, pe 2, pe 3. Și rămân cu 0, 1, 0. Și atunci mai rămâne de executat doar pe 2, care mai avea un tic, na, ca și timp de execuție. Restul au fost executate. Mă rog, și aici în această imagine se calculează și timpul mediu de așteptare, ca media timpilor de așteptare pentru celelalte procese. Și 5,33 ticuri. Da, cam așa se face execuția într-un sistem care emulează sau simulează multitasking-ul, nu oferă un multitasking real.
Și poate țineți minte, dar de vremurile trecute, anii 90, începutul anilor 2000, când foloseam calculatoare, nu știu cât erau pe atunci, Pentium 2, Pentium 3, și făceam două lucruri în același timp, de exemplu să ascultăm muzică și să scriem un CD cu Nero sau ce altă aplicație era pe atunci pentru scris CD-uri, și dacă aveam calculatorul mai slăbuț și porneai scrierea de CD, imediat începea muzica să se acadeze, pentru că procesul de scriere CD primea o prioritate foarte mare, orice întrerupere în acel proces putea să ducă la degradarea CD-ului, la stricarea lui până la urmă, și procesul de redare muzică avea o prioritate mică și atunci lua foarte multe ticuri erau dedicate procesului de scriere CD și puține ticuri redării muzicii și atunci muzica începea să se acadeze, da? nu mai executa cum trebuie astfel încât să audă o melodie continuă. Nu știu dacă mai țineți minte acele vremuri, dar au existat. Ok, acum care e diferența între proces și thread? Da? Un fir de execuție sau un thread e în primul rând creat, e adevărat, tot de sistemul de operare, dar la cererea dezvoltatorului de software, la cererea programatorului. Eu, programatic, solicit crearea unui nou fir de execuție prin anumite biblioteci oferite de limbajul de programare în care vreau să scriu cod. Da? Ca la nivel, să zic, de definiție, un fir de execuție e o secvență de instrucțiuni ce se poate executa independent și e chiar cea mai mică secvență care se poate executa independent, da? Cea mai mică secvență de cod pe care pot să o scot separat de alte secvențe de cod. Firele de execuție trăiesc în interiorul proceselor, da? Deci sunt o modalitate de a face mai multe lucruri în același timp, dar nu neapărat, o să vedeți imediat că sunt două situații în care folosesc fire de execuție, în cadrul aceluiași proces. Deci ele trăiesc cât timp trăiește procesul. Când procesul a fost încheiat, atunci și firele de execuție sunt șterse, să zic, sau mor. De asemenea, un proces are implicit un singur fir de execuție. Da? Deci dacă am deschis un proces, acel proces are și un fir de execuție. Dacă aleg să creez mai multe fire de execuție, atunci aceste fire de execuție vor partaja aceeași zonă de memorie, pe cea a procesului. Da? Atunci când pornesc lucruri în paralel sau merg asincron, chiar dacă fac acest lucru, toate variabile, tot ce e stocat în memoria procesului va putea fi accesat de toate firele de execuție și din această cauză pot apărea probleme de acces concurent asupra datelor, așa cum o să vedem și în exemplu de mai târziu. Utilizarea mai multor fire de execuție se numește multithreading. Da, atunci când în afară de firul principal de execuție mai folosești și alte fire de execuție. Și sunt două mari situații în care am nevoie de multithreading, în funcție de tipul de program și framework-ul pe care îl utilizez. Am odată situația de asincronicitate, la programarea asincronă, atunci când firul principal de execuție e dedicat interfeței utilizator. Și aici pot să dau câteva exemple. Android, Windows Forms, da? Sunt framework-uri care au interfață utilizator. Într-un astfel de framework, firul principal de execuție, cel creat automat, este dedicat interfeței utilizator. Orice prelucrare încerc să fac, prelucrare consumatoare de timp sau de putere de calcul, încerc să fac pe firul principal de execuție, o să blochez aplicația și văd acel celebru not responding. Probabil că știți și din Windows și din Android. Application is not responding. Asta s-a întâmplat pentru că un, să zic, task, da, niște instrucțiuni care trebuiau să dureze puțin, durează mai mult decât se credea, n-au fost scrise într-un fir de execuție separat și când încerc să mișc, de exemplu, fereastra în Windows Form sau încerc să dau click pe un buton undeva într-o aplicație Android, gata, dă not responding, pentru că firul care trebuia să gestioneze, să răspundă la click, e ocupat să facă altceva și nu poate să gestioneze click-ul pe buton sau mișcarea formularului. Asta e un caz în care am nevoie de un fir de execuție secundar. Al doilea caz, programarea paralelă, situație în care vreau să fac niște calcule mai rapid decât secvențial, suma a 1 milion de numere. Da? Aș vrea să o fac mai rapid decât să adun cele 1 milion de numere sau 1 miliard de numere secvențial, unul după altul. Și atunci, e adevărat, în funcție de arhitectura calculatorului pe care rulez codul, fiecare calculator are un număr optim de fire de execuție și, în special, la servere scris în documentație, da? Când lucrez pe un anumit server, pot ști în funcție de producător și documentația producătorului câte fire de execuție optim să folosești
ca să rulezi codul, da? Și atunci să zicem că ai 4 fire de execuție, 8, care pot rula optim și împarți problema de rezolvat în 4 probleme mai mici, de exemplu, suma primelor, cât ai? Sunt 1 milion, nu? Dacă merge pe 1 milion, suma primelor 250.000 de numere următoarelor și faci cele 4 sume în paralel și la sfârșit mai adun 4 valori și obții suma totală. E adevărat? Nu o să fie de 4 ori mai rapid decât o sumă secvențială, pentru că avem un overhead, da? Durează puțin până pornesc thread-urile, până le adun la sfârșit, mai am un timp, dar oricum nu va fi nici similar. Da? E undeva între, să zic, de 3 ori și 4 ori mai rapid. 4 nu l-atinge niciodată, dar între 3 și 4 ori mai rapid tot o să obțin decât dacă aș rula codul secvențial. În regulă, acum ca să concluzionăm diferența între procese și fire de execuție, că am vrut să aduc și asta în discuție, să înțelegeți ce o să facem mai departe. Da? Deci procesele sunt independente, n-au legătură unele cu altele, firele de execuție aparțin de un anumit proces și chiar folosesc, partajează zona de memorie a procesului, deci toate firele de execuție au acces asupra unei zone de memorie comune, pe când procesele au fiecare zona lor de memorie și nu pot merge să citească unul din zona de memorie a celuilalt. Fiecare proces are în mod automat, atunci când îl lansezi în execuție, un singur fir de execuție, ce se numește fir principal, în engleză main thread, sau dacă aplicațiile au interfață utilizator, UI thread. Sunt în Eclipse, îmi creez un nou proiect. Na, file, new, Java project, o să zic eu lab 8. Merg tot pe Java 8. Tot ce discutăm astăzi nu are legătură neapărat cu versiunea de Java. Sunt încă de la început în Java. Clasele necesare, creere de procese noi. Să dau finish. De fire de execuție noi, am zis de procese. Ok. Merg în lab 8. Clic stânga, clic dreapta. Hai să adăugăm main-ul. New package. raw.ac.acs.main. În interior, funcția main, clic stânga, clic dreapta, new class, main cu mare. Am uitat să pun bifa, așa că o să scriu public static void main string args, un vector de string-uri, argumentele în linia de comandă și acum pot să spun siso și să zicem aici message sau main ended. Da, să știu că s-a terminat programul principal și dacă e să rulez acest cod, obțin main ended cu precizarea dacă cât timp a rulat acest proces, o secundă sau cât o fi durat, s-a creat un proces nou, cât timp a rulat acest program, s-a creat un proces nou. Acel proces a rulat timp de o secundă și are un singur fir de execuție, cel principal, care îmi și afișează main-ended. În regulă, acum cum creez fire de execuție noi în Java? Există două abordări. Trebuie să creez o clasă care fie derivează clasa thread, fie derivează interfața runnable. Da? Deci există cele două abordări, o clasă sau interfață pe care poți să le derivezi. În cazul ambelor, trebuie să supra-definezi metoda run și tot codul pe care îl voi scrie sau pe care îl voi apela în metoda run va fi executat într-un alt fir de execuție decât cel principal, într-un fir de execuție nou. Hai să ne creăm o astfel de clasă și o să zic eu clic stânga, clic dreapta pe SRC, new package, raw.ac.acs.classes, o să zic, tot de așa să zic thread sau altfel. Clic stânga, clic dreapta și o să-mi creez un nou fir de execuție, o nouă clasă și o să-i zic synced, scuze, unsynced thread. Unsynced thread. Acum, de ce unsynced thread? Descoperim mai târziu. Și îi spun finish. Da, și am clasa unsynced thread și spuneam că pentru a fi, a rula cod într-un alt fir de execuție, da, e nevoie să derivezi clasa thread. Deci extend thread. Perfect. În clasa thread, metoda run nu este o metodă abstractă, ci o metodă implementată deja și atunci vedeți că n-am eroare și clasa thread nu este o clasă abstractă și atunci n-am eroare de compilare dacă nu supra-definez metoda,
dar dacă nu aleg să nu o supradefinesc, pierd toate avantajele, adică până la urmă degeaba am derivat din thread dacă n-am supradefinit metoda, pentru că nu se execute cod în alt fir de execuție. Și atunci hai să definim această metodă, să o supradefinim, source override implement methods și din clasa thread mă interesează metoda run. Da? Momentan o să las apelul din clasa de bază, super.run. Hai să zicem că avem două atribute private, private void, private int a egal cu 0, să spunem, private int b egal cu 0, da? Două primitive, le-am inițializat eu explicit cu 0, cu toate că mod și mod automat erau inițializate tot cu 0. Și hai să creăm o metodă, tot privată, care va fi apelată de metoda run, deci va rula într-un alt fir de execuție decât cel principal, și o să zic eu private void method. Da? Ok. Și în această metodă ce vreau să fac? Vreau să-l incrementez pe A. Da? Vreau să aștept o perioadă, să simulez astfel că au loc niște prelucrări care durează ceva timp și apoi să-l incrementez și pe B. Și atunci, opțiunea de a face un fir de execuție să aștepte, chiar dacă nu face nimic, se cheamă thread.sleep. Thread.sleep. Da? Și atunci vreau să fac thread.sleep de, să zic, 2 secunde, asta înseamnă 2000 de milisecunde. Da? Thread.sleep poate să arunce excepție și atunci îi dau surround-ul try catch. Da? Și mi-aruncă, poate să mi-arunce interrupted exception. Și apoi îl incrementez pe B. B++. Și aș vrea să afișe și valorile la început. De exemplu, să zic aici un system.out.printf. O să folosesc printarea formatată și formatul va fi procent. A egal cu procent D, B egal cu procent D. Da? Unde procent, primul procent D de la decimal, da? Un întreg, un zecimal, va fi A, al doilea va fi B și poate e bine să le afișezi pe fiecare pe linie nouă, așa că o să zic aici la sfârșit backslash R, backslash N, da? Să sară pe linie nouă. Ok, și tot ce vreau să fac e să apelez această metodă în run de 3 ori. E, se poate și de mai multe ori, dar să zicem de 3. E suficient încât să demonstrez ce vreau să demonstrez. Int e egal cu 0, e mai mic decât 3, e plus plus. Da, și vreau să apelez method. Acum, pentru că această metodă e apelată în metoda run, da, atunci și ea va fi executată într-un alt fir de execuție decât cel principal. Ce ar trebui să văd eu? Ar trebui să văd A egal cu 0, B egal cu 0, că este înainte de incrementări, după aceea să le văd 1, 2, 0, 1, 2. Astea sunt valorile, că n-ajunge la 3 pentru că tot timpul afișez înainte de ultima incrementare. Și atunci face 0, 1, 2. Și trebuie să văd 0, 0, 1, 1, 2, 2. Hai să vedem dacă lucrul acesta se întâmplă. Și pentru a porni un fir de execuție, da? Deci aici am spus ce cod vreau să mi se execute în cadrul altui fir de execuție, dar pentru a-l porni, trebuie să creez o instanță a clasei. În cazul meu, mă duc în main și spun async thread. Da? Să-i spunem T1 egal cu new async thread. Da? Și el a fost automat importat. Și ca să pornesc un fir de execuție, nu spun T1.run, pentru că acest lucru ar duce la execuția lui în firul principal, adică sincronă. Da? Așteaptă firul principal să termine acesta execuția. Și pe mine mă interesează să pornesc acest fir de execuție ca un fir de execuție secundar. Și atunci, pentru clasele derivate din thread, trebuie să apelez metoda start. Deci eu supradefinez metoda run, dar apelez metoda start ca acel cod din metoda run să fie executat în alt fir de execuție. Și uite, ca să vedeți că e într-adevăr un alt fir de execuție, o să iau acest main ended și o să-l pun la sfârșit. Deci eu întâi pornesc, apelez metoda run de acolo, apelez startul de aici și apoi afișez main ended. Dar pentru că cele două pornesc în paralel, o să vedeți mesajul de main ended înainte de afișarea pentru A, B, A0, B0, A1, B1, A2, B2. Da? Înainte de acea afișare o să vedeți că apare main ended pentru că cele două merg în paralel. Da? Aici main-ul nu așteaptă execuția de aici să termine și apoi
merge mai departe, spunem NND, ci pur și simplu de la aici mai pleacă un alt fir de execuție, cum ar veni, se bifurcă execuția, acesta face ce are de făcut, firul principal continuă execuția programului principal, de exemplu aici spune main-ended, s-a oprit firul de execuție principal, procesul nu se termină pentru că mai are un alt fir de execuție care încă rulează și abia când a terminat și acel fir de execuție, procesul se încheie. Haideți să vedeți cum arată asta. Dau, pornesc execuția, ați văzut main-ended, procesul meu încă rulează, am aici opțiunea să-l opresc și o să apară aici terminated. Acum a terminat, n-a apărut terminated. Ați văzut, firul de execuție s-a terminat, doar că procesul meu încă și-a continuat execuția. Da? Uite. Main edit încă rulează, A0, A1, B2 și acum a terminat execuția. Da? Deci am o bifurcație și o rulare în paralel. Firul principal mai rulează doar o instrucțiune, firul celălalt mai durează ceva până termină execuția și la final se încheie și procesul când nu mai există niciun fir de execuție pornit care încă rulează. Doar că vă ziceam că firele de execuție partajează aceea zonă de memorie. Deci variabilele vor fi comune pentru mai multe fire de execuție. Și ce o să fac eu? O să merg pe ideea, nu e singura variantă, dar aș putea să mai pornesc încă o dată aceleași, să mai duc încă o dată să dau T1.start, adică să folosesc aceeași instanță a clasei, dar vreau să folosesc altă instanță și atunci ca să partajez niște variabile între două instanțe ale aceleași clase, voi face variabilele statice. Da, voi avea aici private static int A și aici private static int B, astfel încât cele două să fie comune pentru două instanțe diferite ale clasei. De asemenea, ca să simulez mai bine o operație care nu durează tot timpul la fel, voi lua o instanță de clasă random și acea instanță de clasă random o voi trimite aici, na, și voi folosi ca să generez un întreg random, între 0 și 3 secunde, să zicem. Și atunci o să-mi iau un private, pot să o declar și pe aceasta statică, că aș vrea ca instanța de clasă random să fie aceeași pentru cele două fire de execuție, da? Să nu îmi genereze cam aceleași numere pentru amândouă. O să import eu random din Java util și aici când dau slip, în loc să spun slip de 2000, o să spun slip de random.nextInt de 3000. Da? Deci vreau un întreg cu valoarea maximă 3000. Da, astfel încât să fie o valoare între, generează un întreg pozitiv între 0 și 3000. Perfect. Hai să vedem ce se întâmplă acum. Da? Când am aceste două variabile partajate, hai să știu și ce thread pornește, așa că o să creez un constructor pentru clasă, o să spun public async thread de string name, da? Aș vrea să dau un nume fiecărui fir de execuție. Și pentru că clasa thread, clasa părinte, are un constructor cu nume, pot să zic super de name. Da? Și trimit acest nume mai departe în clasa părinte să fie salvat, iar de acolo am metoda getName. Deci aici la afișare pot să zic, da, când afișez în afară de A și B, %s, două puncte, da? Iar în loc de %s o să am getName. Getter-ul din clasa de bază. Da? Deci câmpul name și getter-ul sunt moștenite din clasa de bază. Câmpul name e privat și atunci nu pot să-l accesez în mod direct în această clasă, dar am getter și care e public și atunci pot să zic get name și obțin numele. Da? Și atunci o să merg în main să modific puțin exemplu, dar va trebui să-i dau un nume și o să zic eu thread1 și o să mai creez o instanță, o să zic un async thread T2 e egal cu new async thread, da? De thread2 și acum am T2.start. Ce credeți că o să se întâmple dacă le pornesc acum pe amândouă în paralel? Dacă le pornesc în paralel, ar trebui ca cazul ideal, nu vă garantez că așa o să se întâmple și o să vedeți că nici nu o să se întâmple, dar ca idee ar trebui să meargă și să le incrementeze fiecare, adică să am 0, 0, 1, 1, 2, 2 și după aia încă o dată na, o să facă 3, 3, 4, 4, 5, 5. Că mă opresc, că n-am afișare la sfârșit. Da? Ele incrementează de 3 ori, dar afișez tot timpul valorile dinainte incrementării. Și dacă e să rulez acest cod,
Hai să vedem. Iar main ID de la început și la final am obținut 5.4. Și acum s-a oprit cu execuția. Hai să vedem consola aici în dreapta, cred că e mai simplu așa. Da, 1, 1, 2, 1, 5.4. Iarăși a rămas cu 5.4. Dacă rulezi de multe ori, s-ar putea să obțin și 5.5. Nu, tot la fel. Hai să mai încercăm o dată. 5.5 de data asta. Da? Deci în funcție de momentul în care rulez și de ce valori sunt generate, de fapt, în funcție de cât de mult durează acel sleep, la sfârșit obțin o valoare diferită. Fie obțin 5.4, fie obțin 5.5. Da? Deci dacă pornim acum, da, thread-urile, ele sunt trei fire de execuție care au plecat în paralel. Cel principal afișează main ID și se oprește. Da? T1 incrementează de 3 ori, T2 incrementează de 3 ori. Doar că, da, în funcție, vedeți că nici ordinea nu, uite, acum am afișat 5-5, dar nici ordinea thread-urilor nu e tot timpul aceeași. Am 1, 2, 2, 1, 2, 1 și dacă mai rulez o dată, am 2, 1, 1, 2, 1, 2 și gata. Am obținut 5-4. Da? Deci ordinea nu e tot timpul aceeași în funcție de multe cauze care influențează execuția, da? Și în funcție de cum se blochează resursele. De fapt, ce se întâmplă în spate? Pentru că această zonă de memorie este o zonă de memorie critică, e o zonă de memorie care e accesată de mai multe fire de execuție, da? Iar ar trebui cumva blocată atunci când un fir de execuție face prelucrări pentru celelalte fire de execuție și apoi la sfârșit deblocată astfel încât și celelalte fire de execuție se poată face prelucrări. Iar cât timp o zonă de memorie e blocată, vreau ca alt fir de execuție să aștepte după firul de execuție care a blocat acea zonă. Da? Un mecanism de locking, până la urmă. De fapt, ce se întâmplă aici? Ăsta zice, ok, începe firul de execuție 2 și zice A egal cu 0, B egal cu 0. Deci ăsta a plecat cu execuția, dar abia ce le-a citit. Vine și firul 1 și le citește, zice, ok, sunt 0 și 0. Păi, deja când le modifică, da, vedeți că au, pentru că e incrementat la început, au pucat să-l modifice amândouă și când l-au salvat, da? Că ăsta s-a dus și a zis, ok, cât e valoarea? 0, incrementez 1. Ok, e 1. Celălalt s-a dus și a zis, cât e valoarea? 1, ok, eu incrementez, e 2. Doar că la B, pentru că 1 a durat mai mult, da? Și diferența a fost foarte mică, 1 a citit, a zis, cât e valoarea? 1, ok, eu incrementez. Celălalt a citit și a zis, cât e valoarea? Pardon, primul a zis, cât e valoarea? 0. Și a zis, ok, mă apuc să o incrementez. Celălalt a citit și a zis, cât e valoarea? 0. Ok. Și atunci când au terminat, pentru că au terminat aproape în paralel, când au scris amândouă 1 în loc să scrie 1, 1 și celălalt 2. Da, datorită nesincronizării între firii de execuție. Lucrul acesta, prin care mai multe fire de execuție accesează o zonă de memorie critică și nu sunt sincronizate, adică dau rezultate diverse în funcție de momentul în care rulez și în funcție de cum pornesc fiecare și ce alte aplicații se mai execută, respectiv de valoarea unor variabile, se numește race condition. Da? E o condiție de concurențială, să zic. Da? O condiție de acces concurențial prin care nu am blocat accesul asupra unor zone de memorie partajate și rezultatul nu este tot timpul cel dorit. Și de-a lungul istoriei au fost probleme grave generate de aceste race conditions și doar ca să vă dau un exemplu, puteți să căutați pe Wikipedia, era în domeniul medical o mașină de radioterapie numită TERAC-25, TERAC-25, care ajuta la tratarea pacienților de cancer. Asta în anii 80. Și avea două moduri de tratament. Avea un mod de tratament prin care se utiliza o rază mai puțin puternică pe o zonă de corp precisă, de obicei pentru cancerele de piele, da? Și se iradia mai puțin puternic o singură zonă de corp, respectiv modul 2 de funcționare în care era o rază puternică, doar că exista un ecran de difuzie în fața razei, astfel încât acea rază, cu toate că era mai puternică, să fie distribuită uniform pe o zonă mai mare, în special pentru cancerele, pentru tipurile de cancer ale organelor interne, da, astfel încât să iradieze o zonă mai mare din pacient.
Ei, și ce se întâmpla? Datorită unui race condition, datorită unor flag-uri ce se utilizau, care nu erau marcate ca și zone critice, atunci când operatorii din spitale scriau foarte repede, da, că ea fusese testată, dar fusese testată de programatorii care au scris codul. Și programatorii nu lucrau zi de zi cu aplicația, au testat-o o zi, două, dar atât. Doar că în mediul real, când operatorii pe parcursul zilelor, săptămânilor, lunilor ce au trecut, scriau din ce în ce mai repede, aveau un fel de tastatură pentru a comanda mașina respectivă de radioterapie, mai greșeau și tastau, erau, nu mai știu, e explicat pe Wikipedia care erau comenzile X și V sau ceva de genul, X însemnând primul mod, V al doilea mod. Și atunci când tastau X și își dădeau seama că au greșit, ștergeau și selectau V și apoi dădeau Enter, aparatul dădea o eroare, doar că erau obișnuiți, nu primiseră manualul, mai dădea erori din când în când, le ignorau și dădeau Enter. Și în momentul când dădeau Enter, ce se întâmpla? Se proiecta raza puternică, dar fără ecranul de difuzie. Din cauza acestui race condition, și atunci au fost câteva cazuri de radiere gravă, țin minte, 1-2 decese și alți pacienți care au fost afectați pe viață datorită radiației excesive. Da, dintr-o prostie din aceasta, dintr-un acces concurențial asupra unor date. Au fost mai multe cauze, adevărat, inclusiv faptul că modelul precedent avea și un lock la nivel hardware, adică dacă tu încercai să pornești acel generator de raze X, cred că se numea, pe modul puternic, dar n-avea ecranul în față, se bloca la nivel hardware, nu pornea pur și simplu fasciculul de raze dacă n-avea ecranul. La modelul 2 au scos locul de la nivel hardware, era doar la nivel software și în anumite situații n-a funcționat. De obicei, pentru zonele critice, da, cum sunt echipamentele medicale, tot ce ține de circulație feroviară, da, zonele acestea critice, de obicei trebuie făcute cel puțin două niveluri de protecție. Da? Adică, ok, pică unul, să existe altceva, pică ăla, să existe altceva. Acum, închizând paranteza, hai să vedem cum rezolvăm noi problema. Și o să las acest cod cu fir de execuție nesincronizat și vreau acum să scriu un alt cod, de data aceasta sincronizând sau blocând accesul asupra variabililor pentru cele două fire de execuție. Da, și o să merg și să-mi creez un alt fir de execuție sau o altă clasă, doar că de data aceasta o să o derivez din runnable, nu din thread, ca să vedeți și varianta aceasta. Deci click stânga, click dreapta pe classes, new class, o să zic de data aceasta synced thread, da, și finish. Sync thread și spuneam că derivează runnable. Deci spunem implement runnable. Runnable fiind interfață, normal că metoda run de data aceasta e o metodă abstractă. Nu putea să fie una concretă având în vedere că run e interfață. Așa că o să dau click aici și o să zic add unimplemented methods. Da? Și am supra-definit metoda run. O să încerc să replic codul de dincolo. Aveam un pe privat chiar static, un random, random egal cu new random. Asta era la fel, da? Și aici aveam nevoie să-l import. Apoi aveam două atribute, private static int a egal cu 0 și private static int b egal cu 0. Da? Și aveam o metodă care incrementa valoarea lui A, aștepta un timp random între 0 și 3 secunde și apoi incrementa și pe O. Da? Și era un private void method. Da? Și avea nevoie și de un nume pentru acest thread, doar că de data aceasta derivând interfața runnable, n-am câmpuri, nu moștenesc un nume, așa că o să-l creez eu aici, o să zic un private string name. Da, și fac un constructor al clasei și spun public sync thread de string name. Și spun disk.name egal cu name. Și cu ocazia aceasta vedeți și avantajul încapsulării. Pentru
clasele exterioare, da, pentru main, nu contează că aici am câmp și l-am salvat în mod direct și că în partea cealaltă e un câmp moștenit pe care îl trimit mai departe către constructor și pe aia le-au cu getter. Pentru exterior lucrurile par la fel, adică din main mi se pare că cele două clase sunt exact la fel, cu toate că implementarea diferă. Da? Ok. Hai să vedem aici la method. Făceam un system.out.printf de și aveam procent S, două puncte, A egal cu procent D, spațiu B egal cu procent D. Da? Procent S era e numele, A, B și iarăși am uitat de Enter, adică aici, backslash R, backslash N, ca să sară pe rândul următor. Da, puteam să fac concatenare cu system line separator ca să fie tot timpul cel aferent sistemului de operare pe care lucrăm, dar backslash R, backslash N ar trebui să meargă pe toate sistemele de operare. Ok, îl incrementez pe A, merg mai departe, thread.sleep, da, aștept maxim random.nextint de 3000 secunde. Thread.sleep poate să arunce interrupted exception, așa că o să prind aici. O să-i dau click și o să zic surround with try catch. Despre try catch deja am discutat. Ok, și apoi B++. Perfect, și în run. Aici nu mai fac super.run pentru că n-am ce să apelez, metoda e abstract în clasa de bază. Apelez metoda methods de 3 ori. For int i egal cu 0, i mai mic decât 3, i plus plus, method. Da? Și asta e tot. O să merg în main acum. O să comentez codul existent și de data aceasta mă folosesc de cealaltă clasă, adică o să zic un, dar totuși ca să meargă în paralel, o să zic un sync thread T3, dar nu-i zic tot T1, ca eventual dacă decomentăm codul de mai sus, să se poată rula programul în continuare, să nu avem erori de compilare. Sync thread T3 egal cu new sync thread de, să zicem, thread 3. Și acum vreau să-l pornesc, doar că o să vedeți când spuneți T3.start că nu există metoda start. Da? Deci clasele derivate din runnable nu au metoda start și iar dacă apelezi direct metoda run, la fel ca și în cazul claselor derivate din thread, se va executa metoda run în firul de execuție principal și nu vreau asta. Și atunci cum pornim un fir de execuție care derivează runnable? Trimițându-l ca parametru în constructorul clasei thread. Și o să folosesc, de exemplu, acum un obiect anonim despre care am discutat data trecută. Adică să zic new thread de t3.start. Da? Un obiect anonim de tip thread.start. O să procedez în mod similar și pentru următorul. Sync thread t4 egal cu new sync thread de thread4. Și apoi fac new thread de t4.start. Bineînțeles, dacă voi rula acum codul, voi avea exact aceeași problemă, doar că de data asta generată de o clasă derivată din runnable, nu generată de o clasă derivată din thread. Hai să vedem cum așa se întâmplă. O să fac main-ul puțin mai mare. Da, 00002132435. Na, și dacă mai rulez puțin, obțin probabil 5-5. Da, deci problema e aceeași, n-am rezolvat problema, tot ce am reușit să fac a fost să creez o clasă care acum derivează runnable, nu thread. Uite, acum a dat 5-5. Ok, și atunci cum facem ca totuși incrementarea să se facă corect? În Java, un mecanism este implementat prin intermediul cuvântului cheie synchronized. Acest cuvânt cheie ne permite să blocăm o anumită zonă de memorie, o anumită zonă de cod, scuze, ca să nu poată să fie executată concurent sau concurențial, de mai multe fire de execuție în același timp. O marchez ca fiind executabilă secvențial, adică dacă sunt două fire de execuție ce se duc pe zona respectivă și vor să facă prelucrări în același timp, primul dintre ele care ajunge blochează zona, al doilea când ajunge vede, ok, e un alt fir de execuție care execută zona asta, aștept.
așteaptă primul dintre firele de execuție, termină execuția, atunci al doilea blochează și el și începe execuția. Vine al thread și ăla așteaptă până termină ăsta și tot așa. Da? În cazul nostru, cam toată zona asta, zona din method, e o zonă care are nevoie de sincronizare. Da, e nevoie să blochezi accesul, pentru că dacă îl blochezi doar aici, atunci se pierde, că eu ce vreau la sfârșit, vreau ca tot timpul să am A egal cu 0, adică ele să meargă în paralel, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Așa că dacă blochezi doar A-ul, nu-mi garantează nimeni că firul de execuție nu se vor bate în zona asta aici și vor incrementa B-ul mai mult decât e cazul. Respectiv, dacă marchez doar B-ul, s-ar putea să nu mă ajute, na? S-ar putea ca A-ul deja să aibă alte valori sau la sfârșit să aștept mai mult decât e cazul ca să fie incrementat B-ul și să n-ajung niciodată la valoarea de 5. N-a să rămână tot timpul 4 și abia la sfârșit să-l facă 6 sau cât trebuie, da, 6, cât trebuie să fie la final. Și atunci voi marca întreaga zonă ca fiind blocată. Lucrul ăsta spuneam că îl fac cuvântul cheie synchronized. Și există două modalități de a folosi synchronized. Odată la nivelul metodei, o să zic private synchronized void method, doar că sincronizarea la nivelul metodei are loc pe instanță, adică blochează accesul asupra codului din method pentru aceeași instanță a clasei dacă apelează method. Da? Adică dacă eu aici aș fi zis async thread t3 new thread.start și după aia facem o dată new thread t3.start, atunci da, era ok abordarea asta, pentru că era aceeași instanță a clasei sync thread care apela metoda. În cazul meu nu ține lucrul ăsta, pentru că eu am două instanțe separate, iar race condition-ul se întâmplă la nivelul unor atribute statice, la nivelul unor atribute normale. Și atunci, pentru situația asta, și blocarea trebuie să se facă la nivelul unui atribut static, da, acest locking. Și atunci voi crea un atribut doar ca să blochez, da, să-l folosesc ca și lock. Și de obicei atributele de genul ăsta se fac de tip object, de tip referențial, și atunci ca să nu... să am un atribut de tip referențial, să nu folosesc o altă clasă, de obicei se folosește object, da? Private object. Lock egal cu un object și am zis că îl facem static, da? Pentru că altfel n-are sens, pentru A și pentru B, care sunt statice, private static object lock și atunci șterg synchronize de aici și spun, ok, vreau un synchronized de lock, de spațiu lock, nu de lock, așa, și mut tot codul aici. Da? Și atunci tot acest cod, când a venit primul thread, a blocat accesul asupra acestei zone, celălalt thread așteaptă, primul termină, vine al doilea, blochează și el, apoi primul așteaptă pe al doilea și tot așa. Se așteaptă reciproc ca să ajungă în această zonă de memorie. Puteți să gândiți lucrul acesta ca două șine de tren, care la un moment dat se unesc și pe o anumită bucată, pe un anumit spațiu, dar cele două șine devin una singură, apoi se bifurcă iarăși în două șine. Pe zona respectivă nu pot circula două trenuri în același timp, s-ar ciogni. Și atunci, da, am un sistem. Vine primul tren, care începe primul, să zicem, primește verde, merge, circulă pe zona respectivă, al doilea așteaptă, da? Când primul a trecut de zona în care a mers pe singur pe linie, pornește și al doilea acces, merge și el, da, vine altul din spate, așteaptă și tot așa. Da, deci toată bucata asta de synchronized lock puteți să o priviți ca zona în care linia este comună și trenurile trebuie să treacă separat. Hai să vedem dacă funcționează acum. O să mă duc aici, o să zic în main, nu modific nimic, da, și rulăm programul. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Și s-a terminat execuția. Da? Vedeți cum de fiecare dată cele două valori sunt sincronizate și se incrementează concomitent. Acel synchronized pe care l-am pus eu mai devreme aici, adică private synchronized void method lock, e echivalent cu, e același lucru, oricât scrieți într-un fel, oricât scrieți în altul, synchronized de this. O să scriu eu doar ca să vedeți, apoi modific înapoi. Da? Deci synchronized la nivelul metodei e echivalent cu a pune tot corpul metodei într-un bloc synchronized de this. Da? Se blochează accesul pe instanța curentă, doar că pe mine nu m-ar fi ajutat pentru că ce atributele statice n-au legătură cu this. Da? Și atunci a trebuit să fac un synchronized pe o variabilă statică. În regulă.
V-am să vă povestesc puțin despre deadlock. Ok, ce e un deadlock în contextul multitrading? E o situație în care două trade-uri se așteaptă reciproc și se blochează. Adică, primul fir de execuție blochează o zonă critică, al doilea fir de execuție pornește ceva din primul fir de execuție și se duce și încearcă să acceseze zona critică, da? Și zice ok, aștept. Primul fir de execuție execută ceva cod și după aia are nevoie din al doilea fir. Doar că al doilea fir e blocat de primul și rămân blocate reciproc. Adică primul nu își poate termina execuția care are nevoie de ceva din al doilea, de o informație din al doilea, al doilea nu poate termina execuția care are nevoie de informații din primul. Și în felul acesta rămân blocate. Hai să aruncăm o privire asupra interfeței runnable. Uite, mă duc aici și zic implement runnable și deschid interfața. Observați ceva? E o interfață funcțională runnable, cel puțin începând cu Java 8. Dacă interfață funcțională, înseamnă că se poate utiliza cu expresii lambda. Da? Și atunci, cum am scrie o expresie lambda care face un anumit lucru? Să zicem, stă 2 secunde și apoi afișează mesaj din alt thread. Cum am scrie o expresie? Uite, o să scriu aici înainte de main thread. Da? O să zic un runnable r egal cu. Câți parametri are metoda run? Nici niciun parametru. Săgeată și ce vreau să execute. Am zis că fac un thread.sleep de 2000 și ulterior că fac un sysout. Sysout de message from another thread. O să le las și așa. Da? Închid cu un punct și virgulă la sfârșit. Thread.sleep poate să arunce excepție. Da? Și zic să round retry catch. Și la sfârșit, ca să-l pornesc, bineînțeles că da, nu pot să zic r.start, iarăși am nevoie de un obiect anonim de tip thread, new thread de r.start. Și o să vedeți cum și ăsta pleacă în paralel cu celelalte, da? Și o să văd probabil main edit sau thread 3 la început. După aia, la un moment dat, o să văd message from another thread și ele se, da, se, o să fie imbricate, pentru că merg în paralel. Uite, main edit după prima, message from another thread și după aia continuă cu restul. Da? Și am 4, 4, 5, 5. Și abia acum, gata, acum a terminat execuția, apare aici terminated. Da? Deci, interfața runnable, fiind o interfață funcțională, pot să creez, dacă vreau, cod ce se execută într-un alt fir de execuție, folosindu-mă de expresii lambda. Acum, mare grijă cu excepțiile în fire de execuție, nu reprezintă neapărat subiectul laboratoarelor noastre, pentru că e un subiect de Java avansat, dar mare grijă cu excepțiile, pentru că excepții într-un alt fir de execuție nu ajung în firul principal de execuție. De exemplu, dacă ceva crapă, nu o să-mi afecteze execuția din firul principal. Execuția continuă. Da? De exemplu, aici dacă vin și zic int x egal cu 2 împărțit la 0, asta o să arunce excepție. Da? Doar că, da, vedeți că execuția termină mai departe. Mi-a făcut aici print stack trace din firul 2, doar pentru că am afișat-o eu. Dar dacă aici nu făcea nimic în catch, iar pur și simplu trecea mai departe. Da? Deci, excepțiile aruncate în fire de execuție secundare se tratează de către acele fire, nu afectează execuția firului principal de execuție. Cam astea au fost exemplele de azi. Vă aștept la următorul laborator.